Am revenit, fani ai kickboxingului și ai sporturilor de contact în general. Pare destul de fioros, zice să fiu bosniacul. Un caracter mai blând, să spunem, afișat de adversarul său, de Frank Munoz. Dar totul se rezumă la ce vor face în ring. Prima rundă. Arbitru același Cezar Gheorghe, deja un arbitru bine cunoscut în circuit. Și începe prima rundă. Munoz venind din disciplina Muay Thai-ului ar trebui să aibă niște lovituri foarte puternice de picior și îl vedem începând exact în acest stil. Numai puțin de 3 lovituri de picior, vine și a patra. Nimic dificil de abordat pentru Tufekcic. A avut o eschivă foarte frumoasă Tufekcic, a evitat acea directă de stânga în ultima secundă, dar se pare că a fost atins cu cotul după acea eschivă. Bună lovitura frontală, dă drumul și la brațe, Frank Munoz. Foarte agresiv Munoz, da. Deocamdată Tufekcic așteaptă, lovește de la distanță, își măsoară din privire adversarul. Munoz este mult mai fluid, mult mai relaxat, adversarul său este foarte crispat. Și am văzut în acest clinch, au fost foarte aproape să lovească cap în cap. Direct de stânga, foarte frumos. Încearcă și cu genunchiul, dar nu intră acea lovitură. Îl văd foarte viclean, să știi, pe bosniac, stă, așteaptă, dar și în momentul în care se va dezlănțui, cred că va fi vai și amar de Frank Munoz. Foarte puternice loviturile de brațe ale bosniacului. O directă de stânga foarte frumoasă. Este a doua lovitură de stânga, a doua directă foarte bună a lui Munoz în această repriză. Și noi care credeam că va insista pe loviturile de picior, iată-l că ne surprinde plăcut. Mai mobil, mai agil în ring. Și mult mai rapid, este mult mai relaxat. Contează foarte mult la un luptător să fie relaxat în ring, să gândească, să se joace cu tehnica. În schimb, adversarul său Tufekcic este crispat, pare ușor nervos. Dă drumul mult mai greu și încearcă să dea foarte multe power shot-uri, să dea toate loviturile tari. Exact aici vreau să ajung și eu, se bazează pe forță. Este un luptător puternic. Vrea să termine rapid meciul, dar cred că de această dată îl va încurca tehnica lui Munoz. Munoz tehnic, lung și foarte rapid. O combinație fatală, de obicei, în kickbox. Calități pe care orice kickboxer și le dorește, evident. Și cat un croșeu de stânga foarte frumos la ficat Tufekcic. A și fost lovit după ceafă, apoi de Munoz. Nu cred că a fost însă o lovitură intenționată. A fost pur și simplu din inerție. Foarte frumoase combinațiile de braț-picior al lui Munoz. Final de rundă și o rundă dominată clar de Frank Munoz, cel din imagine. Spaniolul pleacă în atare condiții cu prima șansă pentru locul în final. Și pare că nu a depus foarte mult efort, nu a forțat, a fost foarte relaxat, a așteptat, a studiat adversarul și a lovit tot timpul foarte multe contre. Dacă vezi, a așteptat să dea adversarul acel mid-kick cu piciorul stâng pentru a da un low-kick contră și un braț. A luptat foarte inteligent Munoz. Eu tot aștept reacția lui Tufekcic, sincer să fiu. Trebuie să ne arate și el ceva, nu degeaba a ieșit victorios la Oradea. Se spune că poți lupta atât de bine cât îți permite adversarul. Uite, și vedem pe Ionuț Iftimoaie. Mi-e dor să văd un meci cu Ionuț, sincer. Foarte multe vedete, cum spuneam, prezente aici la sala polivalentă Olimpia din Ploiești pentru acest eveniment. Un moment important pentru luptele de contact din România. Acest produs Super Combat 100% românesc, toată aprecierea pentru Eduard Irimia, dar cât de bine combinații, începe. Ce combinații a avut Munoz exact la început, la Kong.
Cred că au fost vreo 5 brațe care și-au atins ținta. Și acum un croșeu de dreapta foarte frumos. Lovesc ambii în ceafă acum. Ar trebui să fie avertizați. L-a simțit, să știi, pe Bosnia că este mai slab și acum de aceea crește ritmul. Se va baza pe rapiditatea sa, pe explozie și pe loviturile foarte bune de braț. Exact ce am spus, l-a studiat în prima rundă, a văzut unde este mai slab, a încercat foarte multe low kick-uri și acum abordează-o cu totul și cu o altă tactică. Alunecă Munoz. Tufek, mă scuzați. Se rea lupta. Din nou un clinch. Nu ar trebui să fac acest lucru pentru că nu sunt obosit. Energia este încă la cote bune. Bine, Tufekcic abordează mai des această tactică pentru a-i rupe oarecum ritmul lui Munoz, pentru a ieși din această pasă bună pe care o are adversarul său. A riscat aruncând acea lovitură frontală și a încasat o directă din partea lui Munoz. Bosniacul Tufekcic. No clinch, man. Fight. Fight. Frank Munoz. Clinch-uri foarte, foarte multe. Frank Munoz cu antecedentele sale, să spunem, în Muay Thai, lovește excepțional de bine cu brațele. Tufekcic pare obosit. Asta vedeam și eu în pauză. Pentru că a luptat crispat, a fost foarte încordat, a încercat să dea foarte multe power shot-uri, nu și-a atins ținta. Degeaba dai, încerci foarte multe lovituri de braț dacă nu-ți atingi adversarul. Și ar trebui să fie un pic mai combinativ, să lege brațele cu picioarele. Acum îl vedem, este clar obosit, intră foarte mult în clinch, cu capul înainte. Exact asta îi spune și Cezar Gheorghe. Nu vedem decât lovituri singulare. Și nu cred că aceasta este rețeta succesului. Lovitură sub centură. Nu, este numărat. Am avut impresia că a fost sub centură, așa arată cel puțin Tufekcic. Și el arată, dar să știi, cred că lovitura s-a oprit pe coapsă, pe interior. Este foarte posibil. Sunt foarte curios să văd reluarea. El în continuare insistă că a fost lovit sub centură. Ne vom edifica cât de curând. Deocamdată lupta se rea, ultimele 15 secunde din cea de-a doua repriză, o lovitură joasă bună de picior, executată de Tufekcic. Vine însă directa de dreapta din partea lui Frank Munoz, spaniolul foarte, foarte viclean. Agresiv. Și viclean așteaptă ca arbitrul să se-i despartă și exact în secunda următoare lovește. Este a doua oră când a făcut asta astăzi. La cum arată meciul până acum, balanța se înclină din ce în ce mai mult către Frank Munoz în ceea ce privește locul din finală. Este penalizat un punct pentru clinciuri prelungite, pentru că refuză lupta Tufekcic. Lucrurile au ajuns din rău în mai rău pentru Tufekcic. Clar are nevoie de un knockout, niciun knockdown nu cred că îl va ajuta în ultima rundă. Cu siguranță, bun. Va risca sau nu? Totul se rezumă la ultima rundă. Hai să vedem însă cele mai frumoase lovituri. Exact ce spuneam, da, a fost lovit sub centură totuși. Am impresia că degetele lui Munoz l-au atins în cochilie. Să vedem o încoreloare. Nu, Cezar Gheorghe să știi că a avut ochi bun. Să vedem și din unghiul acesta. Mai dificil aici. Nu prea am văzut nimic. Sincer să fiu, cred că Cezar Gheorghe a avut dreptate. Să luăm și noi o pauză și să ne bucurăm de aceste imagini. Bineînțeles că ne bucurăm. Ce ar fi o gală de kickboxing sau de orice, știu eu, sporturi de contact, fără fetele frumoase care ne reamintesc în ce rundă suntem? Ar fi un pic mai trist. Și am fi mult mai crispați, nu ne-am putea relaxa pentru următoarea rundă. Într-adevăr. Continuăm. Ultima rundă în această întâlnire. Îi vedem aici pe Frank Munoz, spaniolul, luptător de culoare. El este cu mănușile roșii. Adversarul său este Muamer Tufekcic, câștigătorul Supercombat de la Oradea. Bosniacul nu ne-a arătat prea multe lucruri în această seară. A fost mult mai inventiv când l-am văzut la Oradea.
A luptat foarte bine însă Munoz. Nu-l putem acuza pe Tufek Cici că nu a încercat să facă ceva, dar pur și simplu nu a avut ce să facă astăzi. Până acum cel puțin. Nu a găsit răspunsul pentru strategia lui Munoz. Își merită, sincer să fiu, locul în finală Munoz. Foarte tehnic, rapid, explozie bună. Să vedem ce vor rezerva sorții. Și pare că abia acum a început meciul Munoz. Este foarte, foarte proaspăt. Într-adevăr. Să se fi întâmplat și ceva cu Tufek Cici. Nu-și găsește ritmul, nu... Nu știu ce să zic. Dar în continuare ține mijlocul ringului și un mid kick foarte frumos dat de Munoz. Aceeași strategie, aceeași tehnică pentru Munoz. Lovituri puternice, lovituri înalte de picior. Munoz are... Excepțional! Ce înseamnă pentru câteva momente să lași garda jos sau să te deschizi, chiar dacă ești în frunte pe scorecardurile arbitrilor și cade din nou. No. A fost lovit după stop. În continuare cred că Munoz este în avantaj, să vedem dacă va reuși să termine meciul. Se termină. Se termină, deci deja nu se mai poate ține pe picioare Munoz. Munoz va cădea, să vedem cum și când o va face. Croșeu, uppercut cu direct. Ce frumos, Croșeu. Ce revenire! Excepțional, sala este în picioare. Frank Munoz să piardă pe final, după ce a construit atâta vreme acest meci, a fost în avantaj, a fost luptătorul cel mai bun. Tufek Cici într-o postură excepțională. O secundă de neatenție, asta este frumusețea sporturilor de luptă. În continuare, Munoz se uită în gol, nu cred că este ok în momentul de față. Are foarte multe probleme. Foarte amețit, încearcă să ducă pe picioare lupta până la capăt și poate să rămână în continuare în avantaj pe foile arbitrilor, dar trebuie să vedem dacă va reuși acest lucru. Ultimele secunde și Tufek Cici. L-am văzut pe Tufek Cici uitându-se după ceas, este clar că vrea neapărat să termine meciul, știe că trebuie să termine meciul pentru a câștiga. Extraordinar această confruntare, pur și simplu nu mai există energie în trupul niciunea dintre cei doi combatanți. Foarte, foarte frumos meciul, exact cum ne așteptam, la un meci spectaculos. Dar ce final a avut? Să vedem acum, așteptat? Sincer nu, să vedem acum ce l-a afectat atât de mult pe Munoz. Acel croșeu larg. Larg, dar descendent. Direct pe tâmplă a ajuns. Revedem momentul. Ba chiar undeva în spate. Incredibil. O lovitură extremă, extrem de puternică. Asta a încercat tot meciul să facă, să-l dea lovituri foarte tari, să pună toată greutatea pe el și uite că i-a intrat una. Chiar dacă ne-am hazardat și am spus că pe această strategie a lui Tufek Cici de a lansa lovituri singulare, dar puternice, nu spuneam că nu va da roade, uite că ne-a contrazis. A demonstrat că este mai puternic. Problema a fost neatenția lui Munoz, dar Munoz pare foarte, foarte supărat. Ceva se întâmplă acolo la masa arbitrilor. Ne vom afla și noi în câteva momente decizia, o decizie extrem de greu de luat. Nu aș vrea să fiu în pielea domnilor arbitri, judecători. Să vedem. În continuare, am impresia că Munoz ar trebui să câștige. Da, din Spania. Două runde la 1. Frank Munoz merită. Își merită locul în finală, chiar dacă a avut dificultăți în runda a treia. A fost trecută cu vederea, să spunem, acea lovitură încasată. Și Sala nu este de acord cu decizia la ta. Auzim fluierând. A contat mai mult pentru ei să-l vadă la pământ pe Frank.